Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Domnilor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, Agenda Zilei, ne aflăm în comuna Jucănești. Realizăm un interviu cu domnul primar Ionuț Cărnicianu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Nu cu vești foarte bune. Spuneți-ne ce s-a întâmplat în urma precipitațiilor abundente căzute în ultimele ore în comuna Jucănești. Care este situația? Da, cum ați văzut și dumneavoastră, în urma precipitațiilor, chiar de dimineața, de la ora 8, pur și simplu dimineața, cam așa am obiceiul să dau o tură prin comună și am sesizat că în Valea Părâului, mai exact în satul Părâu Boia, deja părâul acela și-a ieșit din matcă și a început să se treacă peste podețul, primul podeț care traversa părâul respectiv. Automat, în maximum 15 minute, am convocat echipa pe care o avem și la primăriei și plus voluntarii din comună și am intervenit cu un bulg de excavator în care am dat podețul respectiv la o parte și am depromatat din părâul respectiv pentru a nu afecta cât mai multe locuințe ale oamenilor. Cu toate acestea, știți cu și dumneavoastră că nu ne putem ține în calea apelor, după aproximativ 2 ore, părâul și-a ieșit mai mult din matcă și a afectat unele gospodării, dar încă nu a ajuns la locuințe. Deci odată părâul Boia, apoi părâul Valea Mare. Da, apoi părâul Valea Mare din satul Jucănești. Aici pur și simplu a fost o afectare mult mai mare a populației, inclusiv drumul județean 661. Am intervenit la fel cu bulg excavatorul și cu oameni voluntari. Am văzut că nu mai facem față și am solicitat prin apel de 1-2 serviciul cei de la ISU Târgu Jiu. Am înțeles. Cea mai afectată familie este cea care a rămas fără grădina. Apa ajunge undeva la 1 metru, 1 metru și jumătate. Am văzut că pomii sunt undeva la jumătate acoperiți de apă. N-a mai rămas nimic în grădina. Destul de complicat pentru viața familiei. Da, este foarte complicat. Tocmai de aceea am intervenit prompt, inclusiv i-am contactat și pe cei la drumul județene care în trecut, în lunii trecute noi i-am chemat la fața locului pentru a găsi o soluție, deoarece tubul respectiv de subtraversare al drumului județean nu poate prelua tot debitul apei. Și am căzut de acord ca pe viitor, când vor prinde și dânsii în buget, mai ales pe situații de urgență, cred că totuși au un buget, să putem să facem acel podeț prin casete, să poată prelua apa. N-am înțeles. Comuna Jucănești, drumul județean 661. Din păcate, așa cum puteți vedea în spatele meu, 12 familii sunt afectate de precipitațiile abundente căzute în ultimele ore în această comună. Apa în această grădină ajunge undeva la 1 metru, 1 metru și jumătate. Se pot vedea pomii acoperiți jumătate de apă și, din păcate, domnul care își făcuse o grădină destul de frumoasă în această primăvară a rămas fără nimic. Ce altceva mai lucrați în comună în această perioadă? Ce investiții vreți să mai faceți? Ca investiții lucrăm la studiul de fezabilitate pentru gaze, cam în 3-4 luni de zile, în 4 luni de zile mai exact, la sfârșitul august, o să fie gata și să-l depunem la minister. Îl depunem inclusiv pe fonduri europene și pe CNI. Acum vedem cea mai bună variantă care va fi de finanțare. Oamenii doresc foarte mult introducerea unei rețele de case naturale. Cu siguranță, mai ales că este foarte atractivă datorită faptului că este și racordarea aceasta gratuită. Cum vedeți și dumneavoastră, oamenilor chiar le convine treaba aceasta și din ce am înțeles de la guvern, este posibil ca pe fondurile acestea europene să le dea voie la oameni, de exemplu, și racordarea de la contuar până în casă să poată să dea rate. Da, înțeles. Cu campania de vaccinare ce se întâmplă? Vor oamenii să vaccineze? Cu campania de vaccinare noi am încercat să trimitem oameni din loc în loc pe care să informeze populația. Au fost informații, părerile sunt împărțite și dumneavoastră că la nivel de comune și mai ales la sate, oamenii nu prea sunt așa reticenți când au de vaccinare, dar totuși 50-50 eu zic că va fi. Deci unii vor, alții nu vor. Da. De frică, zic că 50-50. De frică că nu se știe ce va fi pe viitor, datorită că mai ales oamenii care sunt mai umblați și au o cultură mult mai bogată, au zis că totuși este prea devreme acest vaccin care nu a fost testat. Așa este. Am înțeles că aveți în plan în perioada următoare să realizați la nivelul comunei Jucănești cu pasatelor.
Da, eu am avut și am în continuare ședințe pe sate în ultima duminică în fiecare lună. Am discutat cu tinerii din comună și vedeți și dumneavoastră că atât la nivel local cât și la nivel național sportul este lăsat de izbeliște și ne-am gândit să înființăm ceva nou, ceva nou care nu există în țară la ora actuală, Cupa Satelor. Să știți că chiar după ce am informat oamenii pe rețelele de socializare, a devenit o emulație chiar și în celelalte comune. Deja satele noastre din comuna Jupunești au depus liste cu doritori care vor să participe la această competiție și au mai depus liste de înscriere și comunele vecine și chiar și orașul Târgu Prăbunești. Când a trebuit să înceapă Cupa Satelor? Noi ne-am gândit, dacă ne ajută vremea, să ne organizăm mai repede, să înceapă pe data de 5, dar cred că totuși este prea devreme, mai amânăm cu o săptămână să începem pe data de 10. Este binevenită această activitate, mai ales în perioada aceasta de pandemie, n-am prea avut nici sport, nici activității culturale, am suferit de la capitolul acesta și am eu nevoie. Cu siguranță este binevenită, cum vedeți și dumneavoastră, este și o altă atractivitate, ca oamenii să poată socializa între ei. Cum bine vedeți și dumneavoastră, la nivel național și la nivel european, România nu prea este reprezentată de echipe și de, în general, de sportivi. Și nu se știe. Doamne ajută, poate vreun copil din pereaza comunei noastre sau comunele vecine, nu se știe cum îl vede cineva, se afirmă și ne poate reprezenta cu cinste comuna sau chiar țara. N-am înțeles, va fi cu premii, sponsor, ceva, ne puteți oferi mai multe detalii? Sponsorii, deocamdată, au zis că o de săptămâna viitoare să vină să discute cu noi. Premiile o să consta în cupe, medalii, diplome. Da, am înțeles. Ne spuneați înainte de a începe interviul că vreți să desfințați anumite platforme de gunoi? Da, sunt anumite platforme de gunoi care au fost poziționate în mandatul trecute în apropierea unor locuințe ale cetățenilor. Chiar și acum în sală o să avem câțiva cetățenii care sunt în apropierea acestor platforme și pe bună dreptate, sincer să fiu, oricine ar fi în situația lor, ar avea un cuvânt de spus. Vedeți și dumneavoastră, gunoiul se ridică o dată la două săptămâni, că așa avem contractul, să aducă toți gunoiul lângă locuința lor la 15-20 de metri. Nu e tocmai plăcut, mai ales în perioada verii, nu e deloc plăcut. Cu siguranță. Tocmai de aceea am făcut și un apel public la cetățenii comunei Jupunești, ținând cont și de problema care este cu groapa de gunoi la Târgu Jiu. Eu am discutat și cu domnul prefect, zicea că în 2-3 săptămâni e posibil să se rezolve. Vedeți și dumneavoastră că plătim foarte mult la gunoi, pur și simplu s-a dublat prețul, ducem tonul la Severin. Și le-am zis ca și oamenii să fie mai reticenți, să nu mai arunce toate prostiile, cum ar fi, de exemplu, chiar au aruncat la unele tombeloane și căi moarte, porci, animale, ce să mai. Nu e ceva neplăcut. În ceea ce privește școala, unitatea de învățământ de care vorbați dumneavoastră mai de mult? În ceea ce privește unitatea de învățământ, eu am discutat și cu colegii mei și cu domnii consilierii și cu cei de la județ și am zis că în prima fază să nu ne grăbim, să încercăm să facem o expertiză și în urma expertizei atunci să găsim o soluție în care să vedem cum este mai benefic. Ori să reabilităm școala, ori să mergem pe școala nouă cum am gândit-o de la început. Acum totul va depinde de expertiza și ce vertine ne vor da dânșii. Am înțeles. Mulțumim mult de tot pentru aceste amănunte. Rămâne să vedem în continuare ședința de Consiliul Local de astăzi de la Jupunești. Și eu vă mulțumesc. Domnilor consilieri, domnilor de primar, stimați invitați, dragi respiratori, în primul rând vreau să vă spun de la ziua tuturor și vreau să vă comunic că v-am convocat la această ședință pentru a rezolva și a supune la tot anumite puncte pentru bunul mers al comunii. În primul rând, cum și dumneavoastră, natura ne încearcă pe toți, cu fiecare am intervenit cum am putut pentru a rezolva problemele comunității. Într-adevăr, a fost foarte multe probleme astăzi, numai acum câțiva ani de zile la fel s-a manifestat natura. În principiu, noi am fost promsi la ora jumătate de dimineață, ora 8, în un sat și o jumătate în celălalt sat, în care am încercat să ne formatăm nișanțului. Tocmai de aceea, unii oameni au fost deportați, alții nu, dar cu toate astea, noi nu am stat și, cum bine știți și dumneavoastră, aproape din două în două zile, grup de excavator a deformatat din șanțuri. Vreau să vă mai informez că, în afară de punctele pe care
le aveți pe ordinea de zi, împreună cu dumneavoastră, să mai adăugăm, prin supunere la vot și prin a aprova, alte două puncte pentru bine economiei județene. Și ca să începem cu aceste două puncte, că poate unii veți să știți de la început, vă comunic că un punct este pentru tineretul acestei comuni. Vedeți și dumneavoastră că atât la nivel național cât și la nivel local, sportul a fost lăsat de experiște. Așa că după consultările cu tineri din Comuna Jucănești, am ajuns la concluzia că sportul este benefic atât pentru sănătate, cât și pentru o mai bună socializare între oameni. A rămas surprins plăcut că după ce am promovat această inițiativă, a devenit o emulație foarte mare atât în comuna noastră, cât și în comunele vecine. Așa că am fost foarte mulți doritori pentru sport și deja toate satele din Comuna Jucănești și-au făcut liste cu tineri pentru a participa la competiții sportive, mai exact cu fotbal. Pe lângă aceste sate ale noastre au adus liste și din Târgu Cărbunești, Aninoasa, Urburea și urmează din comunele Radimir și Bădotești. Datorită celui foarte mare de doritori, am ajuns la concluzia că este benefic atât pentru Comuna Jucănești, ca imagine, cât și pentru dumneavoastră, să putem să promovăm sportul și să supunem la vot și să aprobăm înființarea cupa satelor. Știu că este o competiție nouă la nivel național, dar eu zic că este benefică pentru tinerii și pentru tineri și poate nu se știe cum poate pe viitor un copil se poate afirma și ne poate aduce cinste acestei comune și chiar a României. Așa că am rugămit la dumneavoastră să fiți cu toții de acord pentru a sprijini și a ajuta pe acești tineri minunați. Avem prins și în buget banii pentru această competiție, cum știți dumneavoastră de la bugetul pe care l-am aprobat luna trecută. Un al doilea punct este o problemă a platformelor de gunoi. Am tot discutat cu oamenii și avem și în sală dintre noi nemulțumiți, în care anumite platforme de gunoi sunt aproape de proprietățile dânșilor. Ne-am gândit la două variante. Ori să dăm o hotărâre de Consiliul Local prin unele platforme să le putem desfința, sau dacă nu, să le relocăm în altă parte. Acum, dumneavoastră, decideți mai exact platformele cu probleme. Au fost cele de la Bojina, cele de la domnul Brândușor, care este în sală, cea de la domnul Brândușor, care este în sală, și cea de la Stadionul Jucănești, care acolo oamenii au cerut relocare, nu desfințare. Da. Acolo este o problemă, de exemplu, tocmai de aceea, după ce o să rezolvăm și o să facem contractul pentru camere de supraveghere și în comună, știți și dumneavoastră că vin din alte localități și aruncă pe raza localității noastre goaie. Și nu sunt puține. Sunt foarte multe mari, se conduce și dumneavoastră, domnule viceprimar, la Bălinești, acolo vin, chiar și din Vladimir, din alte localități. Da, o să punem și camere, dar vedeți că nici camere nu acoperă peste tot. Nu avem cum. Da. Referitor la probleme, vedeți și dumneavoastră că în ziua de azi nu toți oamenii sunt de cuvânt. Să aibă respect și să aprecieze eforturile făcute pentru ei, bineînțeles, conform legii. Dar au fost și eforturi semnificative care au îndreptat lucrurile pentru ca toți angajații să beneficieze pe mandatul meu de toate drepturile legale. Și un exemplu care, sincer, îmi lasă un gust amar, este cel mai acest social Gherșani. O doamnă angajată, care este mai exact soția domnului consilier Alexandrescu, a dat în judecată primăria Jucănești. Sunt niște drepturi care se spune că mi s-au acordat pe viitorul mandat. Pe mine nu m-a interesat ce a fost în trecut, am fost bucătăria internă pe vechiul mandat, chiar nu mă interesează. Am avut la începutul mandatului la o amță discuție împreună cu mai mulți consilieri, dintre care a fost și domnul Alexandrescu, am discutat clar că nu mă interesează trecutul și plecăm de la punctul zero și noi tot ce putem face legal pentru angajați și bunul mers al instituției vom face totul conform de ei. Și nu vom neglija drepturile angajaților. Dar plecăm de la punctul zero. Această stimată doamnă dorește niște bani cu ani în urmă. Noi nu ne permitem să blocăm bugetul primăriei. Așa că vom ataca în instanță și dacă va fi nevoie, vom cere și daune.
Cu atât mai jurnic este faptul că nu prea mi se pare corect, mai ales ținând cont, pentru că și dumneavoastră dânsă este domnul viceprimar și mi se pare un lucru care nu prea dă bine, cum să zicem. Un alt punct este ca pe viitor, și asta după ce vom face o rectificare bugetară, după discuțiile avute cu mai mulți consilieri locali și în principal cu domnul Cristi Sârbu, care țin să-i mulțumesc pentru inițiativă, pentru a mai deschide un punct pentru un medic de familie. Eu aș veni cu o completare și asta dacă o să putem să deschidem și un centru de permanență. Vedeți și dumneavoastră că populația este tot mai îmbătrânită și de aceea din ce în ce mai multe probleme, că au foarte multe probleme de sănătate. Așa că trebuie să venim în sprijinul dumnealor pentru a-i ajuta. Vreau să vă mai informez că începând cu data de luni, datorită problemelor pe care le-am semnat în comună, am căzut de acord cu cei de la Centrul Social, cu Jupsal Salubris, cu Școala Gimnazială Jupunești și cu cei de la Poliția Liberată a localității noastre, în fiecare dimineață, deci începând de luni, de la ora 8, vom intra în teleconferință audio-video cu fiecare în parte și fiecare să spună problemele pe care le-a avut pe ziua respectivă și ce rezolvare putem să găsim cât mai rapid pentru a ajuta pe oameni și instituțiile respective. În ceea ce privește, de exemplu, poliția, acolo o să fie o mică problemă, deci vor intra doar în teleconferință, nu și video, doar audio, pentru că nu le permite legea. Vă mulțumesc, doamnă conducă președinte. Permiteți să citesc dispoziția... Domnul primar a spus că se solicită suplimentarea ordinii de zi. A spus dumneavoastră asta? S-au înțeles? Da. Deci nu, stați puțin. Era o ordine de zi. Nu avem proiecte. Pentru care e posibil. Informare. Și vreți acum să se suplimenteze ordinea de zi cu ce a spus dumneavoastră? Domnul, nu avem proiecte. Dacă nu vă suplimentare. E informare. Păi bun, informare. Ordinea de zi avem decât un singur punct. Asta vreau să spun. Asta vreau să spun. Și dacă este doar o informare, un gând de viitor, e foarte bine că doamna secretarul să vă lămurească pe noastră când se poate introduce pe ordinea de zi ceva de urgență, sau dacă urgența există, și în ce condiții trebuie făcute proiectele de hotărâre. Pentru ce ați spus dumneavoastră. Bine. Acum, dacă intrăm pe fond, intrăm pe fond. Dar eu am înțeles că vreți suplimentarea ordinii de zi și de asta. Da, domnul Sergu. Puțin atenție, la rog. Privind așa, dispoziția numărul 98, privind convocarea Consiliului Local Jupunești în ședința ordinară din vineri 28, mai 2021, a primarului Gănișanului. Având în vedere programul de activitate al Consiliului Local al Comunei Jupunești pe trimestrul al doilea 2021, prevederile ordinul prefectului numărul 164 din 090421, privind aprobarea numărului maxim de posturi în aparatele de specialitate ale primarilor unităților administrativ-teritoriale din județul Gorj, din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberate de la nivelul județului Gorj pentru anul 2021. Prevederile rapoartelor de monotitularizare, numărul 5790 pe 1527 din 25-3-2021 și numărul 5791 pe 1573 din 25-3-2021, promită de reprezentația Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Gorj, cu ocazia verificării îndeplinirii standardelor minime de calitate la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Jupunești. Prevederile articolului 133 aliniatul 1, articolul 134 aliniatul 1, litera A și aliniatul 5 din ORG numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ. În temeiul articolului 196 aliniatul 1, litera B din ORG numărul 57 din 2019, privind codul administrativ.
Așa. Ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și regulamente de motorizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului și a celorlalte servicii din subordine, începând cu data de 1.06.2021. Comisia 1. Comisia pentru activități economice, financiare, amenajare, teritorialului și urbanismului, agricultură, protecția mediului și turism. Comisia 2. Comisia pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice. 2. Informare privind cu privire la activitatea Consiliului Comunitar Consultativ. Și punctul 3. Probleme diverse. Cum bine ați văzut și dumneavoastră, cei care de fapt primit organigrama în ceea ce privește posturile care le-am aprobat. Aprobați ordinea de zi, domnul. Să supunem la vot ordinea de zi. Cine e de acord? Împotrivă, abține. Da. Deci, cum bine ați văzut și dumneavoastră, fiecare a primit organigrama din procesul situator și dumneavoastră și aveți destul de informații. Noi avem bugetate posturile care, de exemplu, nu mai putem de aprobat cele care sunt în momentul de față, ce s-au făcut angajări. De acum încolo lucrăm ce avem, nu mai putem bugeta deocamdată posturi, doar la anumite rectificare bugetare care pe viitor sperăm să putem aduce bani, să nu cheltuim banii pe care ne-am propus pentru a dezvolta comuna și pentru a realiza proiectele care le avem în derulare. Deci, ca să înțelege domnul primar, mai face o plătire? Nu, nu, nu. Ca să fie toată lumea înțeleasă. Cu ce avem, cu ce avem, cu ăștia mergem mai mult. Ca să fie toată lumea înțeleasă. De acord, da? Așa, da. Nu mă rog, dacă vreau să întrebări. Întrebări care are. Singurul ce se poate angaja e asistentul comunitar, nu e plătit de primărie. Da, ăla se poate angaja. Prin fost solicitare... Ar trebui bugetată această problemă, să nu pierdem. Da, dar aici avem o problemă să vedem cum o strângem și comisia respectivă. Că vedeți, în cadrul primăriei noastre, trebuie și anumite persoane specializate care trebuie să facă parte din comisie, dar trebuie să solicităm și la comunele vecine care ne pot trăi. O întrebare de sănătate publică face. Și, da, o să aibă și dară. Nu. De la primărie. Nu. Da. Eu vă iertez da, pe da. Să știți, direcția de sănătate publică. Da. Nu facem noi. Asta l-ați aprobat în primul. Atât. Da. O întrebare, domnul primar, dacă îmi permiteți, din partea cetățenilor. Da. De ce nu v-ați ținut de promisiune de a face angajări din comună? Noi ajutând vecinii, comune, state, ce noi nu suntem, nu sunt oameni decât să ne să vă spun, timpul a fost foarte scurt, deși dumneavoastră și pentru a derula proiectul și pentru a derula proiectul mai rapid și pentru a merge primăria cât mai bine, mai ales că solicitările oamenilor, vedeți, sunt și așteptărilor foarte mari și vor să rezolvă probleme cât mai urgent. Am găsit o soluție să transferăm, să aducem din transfer, să nu mai stăm să aducem și să angajăm prin concurs, făcând să e un termen cunoscut la concurs, apoi este o perioadă de contestație și durează câteva luni de zile. De exemplu, domnul primar, dacă pe mine, din astfel, mă puneați consilier personal. Da. În loc în care intrai stă, da. Și mă duceam la București. Stăteam, deci aveam nevoie de mică aprobă, să zicem bine. Stăteam pe capul oamenilor acolo, până ziceam ei, bă, dă-te dracu, ei aici se lează și tu de acasă. Făceam treabă pentru... Deci, această luptă pentru... Nu știu dacă mă înțelegi. Nu, e dați eu ce spuneți. E ca greu ce spuneți dumneavoastră. Da, să-i dați de lucru. E ca greu ce spuneți. Eu vreau să plictisare. De lucru are, oricum nu mă stau. E cam greu ce spuneți, pentru că nu știe și domnul fost primar și ceilalți colegi la București, trebuie să se ducă în primul rând primar. Dar, uite, ce fac și el. Oamenii poate să plictisea de el și zice, ia doar aici. Dumneavoastră la unei negociere sau unde lua unde să aduceți bani pentru familie, să zic, de exemplu, trimite soția. Da. Care? Da, și altă problemă, am avea și cu doamna secretară. De exemplu, dumneavoastră, când s-a făcut comisia
de regeză unde ați participat, de unde s-au pus persoanele. Dar aici, cu postul amicul, a fost ceva cu gestul. Dar comisia asta, nici de aici, nu avem oameni din sat. Nu știu dacă se bineînțeles, dar... Verificat mai bine, că eu zic că 99% sunt oameni din comun. Nu știu, să încerc să văd și eu situația asta, că am dreptul conform ordinului articolului 74 aliniatul 2 din regulamentul de organizare și funcționare, vă zic că am dreptul de verific. Dar chiar verificat, dar cum spui că numărul 99% sunt oameni din comun. Nu sunt oameni din comun. Ar trebui să recreze și altor arul. Eu știu, locul de muncă, să facem ceva pentru că nu numai le luăm bani. Capre. Haideți să vă spun la locurile de muncă. Gândiți-vă și când ați văzut locurile de muncă în țară, că încă mai sunt. Dar v-ați gândit la varianta că unul nu-și doresc să muncească. Sunt și de ea. Au fost oameni care s-au dus la un mercat și într-o zi două și-au dat demisia. Și sunt mulți. Și sunt mulți. Și bancul care probabil mă deranjea cu întrebare, domnul primar. Eu de regulă, de fiecare dată când se apropie ședința, fac un tur. Să vedem o dată, iau o mâine, o dată, iau până o dată. Eu vă spun că asta am făcut fiecare dimineață. Bun. Dar să vedeți ce am... Deci, da. Acum câteva zile am urcat, n-am urcat în mine tata, pe dealul... Miscutul. Miscutul pe aici. Am văzut așa, s-a urcat pe Miscutul și ne-a urcat în viața dumneavoastră cum ați candidat. Să vezi dacă mai sunt lemne. Nici în campania asta. Sau dacă ai frunze pentru capre. Întrebare. S-a achitat asfaltul ăla de acolo, lucrarea, dacă de colecție. Vistul de pe aici, ești jos până sus. Vedeți că sunt două dintre. Nu e bun. Păi ne-ai spus de la tine, mă pizza. S-a achitat într-o părție. Dacă mă-i vorbește, dau afară, domnul... Mulțumesc, domnul Rick. Da, mulțumesc. Aștept să-mi punem punctul de vedere. Da, mă rog, și aștept să-mi pun punctul de vedere. Deci s-a achitat, domnul, da, am mai rămas două șansuri de viață. Trebuie făcut de urgentate și ele, că a văzut cum e acolo. Mănâncă apa tot, dacă nu se fundale. S-a făcut și recepție cumva? Nu. Recepția s-a făcut. Deci banii s-au dat. Așa că mă mulțumesc, s-a făcut recepție, mă... E... Constructor. Cum spun cu vei, domnul primar? Nu, a fiut la răspundere. Un contract cum faci cu cineva, tot doamne să stea picioare când... Să nu ne ia ei pe mai des greșit la faptul, că mai ales cu primul acel... Nu, dar vreau să văd în general așa. Da, și că a fost un contract foarte bine făcut de domnul Bușiță. Da, e o chinare de despre contractul cu domnul ăsta. Da. Bun, la ordinea de zi, mai sunt probleme? O să îmi puteți acolo în apoi? Trebuie direct la curente. Băi, vorbiți cu asta. Haideți să-l votăm. Păi nu, 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 nu. Eu vreau să lămuresc niște lucruri față de dumneavoastră, care, evident, poate nu știți anumite chestii. Domnul primar a făcut o ordine de zi cu privire la organigrare, grăbă organigramă și statul de funcții, tocmai pentru faptul că este suveran și poate să hotărăsc acest lucru. Este atributul strict al primarului să-și facă organigrama, să stabilească statul de funcții, după care să vină să-l aprobe consiliul. Dânsul este cel care lucrează cu personalul din organigramă, dânsul constituie aparatul de specialitate, dânsul rezolvă prin aparatul de specialitate problemele cetățenilor comunei județului. Deci aici nu este nimic de criticat, eu zic că a procedat corect, sunt întrunite condițiile legale, deci proiectul de hotărâre poate să treacă fără niciun fel de probleme. Organigramă se poate menține în starea în care este și aș extrapola puțin acum, vis-a-vis de întrebarea domnului președinte, de ce nu sunt cetățeni din comună, tot dreptul primarului este să-și completeze personalul și prin transfer cu categorii de persoane de aceeași specialitate profesională pentru a duce mai departe activitatea în instituție. Deci, la fel de bine, a procedat corect dacă a adus pe cineva prin transfer. Referitor la... ca să nu fie nimeni în eroare, referitor la comisiile care se constituie pentru de ce să muncă, pentru că eu an la rând am făcut de ce să muncă ăsta, periodic, la anumite perioade de timp. Nu primarul este direct cel care se implică pentru de ce să muncă. Guvernul României emite alte normative în acest sens. Mai departe,
direcțiile județene de statistică, atenție, direcțiile județene de statistică, au atributul ferm și precis de a înregistra tot ceea ce înseamnă efective populații, animale, culturi, tot ce este pentru statistica la nivel național. Și atunci, sigur că dânsul a primit de la Direcția de Statistică o scrisoare, ca în situație de urgență să constituie o comisie cu în completarea comisiei care era deja registrată la Direcția de Statistică. Cred că nu greșesc, domnul primar, cu o persoană sau două care să poată să grăbească lucrurile și de regulă s-a cerut ca din această categorie de persoane să facă parte individual, cel puțin din sfera persoanelor care lucrează în învățământ, inginer de cadastru, inginer de cu alte specializări, dar care să poată să întocmească formularele care sunt formulare destul de greu de întocmit. Să nu crede cineva că formularele alea se fac oricum. Ele vizează niște lucruri foarte precise, foarte clare și nu se pot face erori acolo, pentru că erori faci, erori transmiți. Și te trezești mai târziu că în loc să ai 2600 de locuitori, ai 1800 sau 2300. Deci, ca să rămânim și punctul ăsta de vedere, să nu fie o eroare, zic că și aici primarul și cei care au avut ca sarcini să întocmească comisia au procedat corect. Și aici am avut și o cuptură care încerc să am intervenit. Cum bine vedeți și dumneavoastră, lucrurile în țară și normal, normele și munca s-a digitalizat, mai ales de exemplu procesamentul acesta, să dau și s-au dat niște tablete care omul trebuie să fie pregătit să lucreze pe ele, așa că nu pot spune pe oricine care să lucreze pe tablete și să facă lucrurile lor. Bun, acum se poate vota. Hotărăște articolul 1. Se aprobă organigrama statutului de funcție regionale de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Jucănești, precum și a celorlalte servicii din subordine, începând cu data de 1 aprilie 2021, conform anexelor ce fac parte integrată din prezenta hotărâri. Spune cine e de acord, supune la vot. Abține? Contra. Deci. Articolul 2. Cu aducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul Comunei Jucănești și compartimentele de specialitate. Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară de Consiliul Local din data de 28 mai 2021, cu numărul. Deci, treceți la punctul 2, domnule. Întrebări sunt cumva la punctul 2, că la 1, la 2, la 1, vezi? Dacă votam, ce să mai punem în vot? Impozitul de privind. Punctul 5. Informare privind cu privire la activitatea Consiliului Comunitar Consultativ. Cum știți și dumneavoastră, Consiliul Comunitar Consultativ este o structură consultativă fără personalitate juridică non-guvernamentală, care desfășoară activitatea cu caracter social la nivel local pe bază de voluntariat. Consiliul Comunitar Consultativ se constituie ca o formă de sprijin la nivel local a autorității autorităților reprezentate de primar, Consiliul Local și serviciile sociale de asistență socială care, prin componența lor specializată, se constituie ca o alternativă la soluționarea problemelor apărute în familiile dezorganizate, aflate în impas financiar sau a copiilor privați de îngrijire și educație adecvată. Misiunea Consiliului Comunitar Consultativ este de identificarea nevoilor și resurselor comunității locale și implicarea acesteia în vederea soluționării problemelor sociale și, după caz, formularea unor propuneri operatorilor componente prin informare, sfătuire, acompaniere, mediere, recomandare. Scopul Consiliului Comunitar Consultativ este creșterea calității vieții comunității.
funcțiile Consiliului Comunitar Consultativ sunt de colaborare, de consultativă și de intervenție. De colaborare cu autorități de publice competente, reprezentanții societății civile, consultativă cu instituțiile publice și, și private, cât și pentru comunitate. Iar de intervenție primară, directă, cât și prin implicarea membrilor comunității. Nu știu și dumneavoastră, în modul de organizare și funcționare, înființare, cadrul de plan și reînființare și funcționarea Consiliului Comunitar Consultativ, este regulament din Constituția României, care la articolul 40 prevede că în virtutea dreptului constituțional, la asocierea persoanelor fizice se pot asocia și fără a constitui o persoană juridică, dacă realizarea scopului propriu permite aceasta. Cred că nu mai poate și dumneavoastră știți, nu sunt mai multe detalii de spus. Mai scrie cineva la cuvânt? Nu știu, cred. Da, eu am experiență pe acest subiect. Spun că s-a punctat bine vis-a-vis de punctele cheie referitoare la acest Consiliu și la atribuțiile acestui Consiliu Comunitar Consultativ, cum de altfel și în organigramă s-a regăsit un post de asistent comunitar care va ține legătura cu toți cetățenii și toate informațiile de va aduce la primar, care la rândul său, prin Direcția de Sănătate Publică, va găsi mijloacele și măsurile necesare pentru rezolvarea problemei. Este un punct cheie și trebuie nominalizat ca altfel. Trecem la punctul 3 cu probleme diverse. În ordine, vă rog, punctul de scrie. Eu între... Să depun la dumii consilieri care am fost comandat cu domnul Vâșița, câți ani. Și a făcut dumneavoastră, domnul Alexandrescu Turbiu, că este în domeniul al civiculturii. Să vedem cum s-a putut să se ia o hotărâre dată de domnul primar Vâșiță să facă un alt fals la domnul Turbiu de a pune în posesie o persoană care nu are dreptul atâția ani. Asta de plus și dumneavoastră, domnul Vâșiță, că știți ce ați făcut. Deci pentru dumneavoastră, că știți cum ați făcut. Domnul Sărbu, și pentru că ați greșit asta, ați fost în mandatul cu domnul Vâșiță atâția ani. Deci nu mai dau, că cei care, dumneavoastră, domnul președinte, scuzați că spuneți, dumneavoastră sunteți paralele cu una aceasta. Dumneavoastră nu știți ce se întâmplă. Problema este ca să ne zic, acel domn primar Vâșiță, ați făcut un mare abuz față de mama mea, defuntă, de-a spus în posesie pe numitul Trușcă Florin, care dumneavoastră, atâția ani, m-ați retras cu curtea abuziv, printr-o dispoziție falsă, că m-a făcut de domeniul public. Îmi cer scuze că aș putea să vă spun cum v-ați pronunțat și cum i-ați estimat. Că nu mă pot... față de dumneavoastră, că dumneavoastră este spuneți ca domnii consilieri să vadă ce s-a făcut în mandat. Aceste probleme le vom prezenta și comisiei locale, da? Vom prezenta și băieților la cadastru. Nu, domnul primar, doresc foarte mult ca să facem o altă măsurătoare, o altă comisie prin filmare, când domnul Vâșiță a dat o comunicare falsă de a arăta pe numitul domnul Trușcă. Haideți să vă spun. Problemele din trecut au trecut. Nu! Încercăm. Păi dar de ce eu să fiu? Domnul, dacă a fost probleme. Păi sunt probleme dacă eu sunt afectat. Domnul Vâșiță... Dar hotărârea care domnul... Da, domnul Vâșiță... Este o respectație. Păi nu se respectă. Dacă nu uitați-vă dumneavoastră, domnul Sârbu, că este un proces verbal pus în posesie cu acest părâu are 6 metri. E hotărâre. Păi da, dar să se facă din nou o comisie. Da. Și s-a luat în stația lui. Da. Păi cum să fiu serios? Domnul Sârbu, păi cum adică? Dumneata le dețin pământul meu? Deci dumneata le dețin pământul meu? Noi, Consiliul Local, putem să anulăm o hotărâre? Domnul domnule, să se facă o nouă măsurătoare, o nouă comisie, cu o filmare, să vedem unde a greșit domnul. Da, domnule, dar
Spune-l. Nu e treaba mea, în calitate de consilier. Nu, domnule, să vedeți cât a slujit dumneavoastră primăria ca bun. Domnule Sârbu, care a fost la... Domnule Sârbu, stați puțin, dumneavoastră înțelegeți greșit. Dumneavoastră ați dori ca... Dumneavoastră ați dori ca eu, ca dumneavoastră, nu. Terenul respectiv să-l dețin eu, vă mai întreb o dată și dați răspuns. Problemele de fond funcție. Fond funcție. E vorba de o hotărâre. Și problemele juridice sunt... Da, domnule, eu sunt de acord ce ziceți domnul dumneavoastră. Fac o cerere pentru o nouă comisie, să se vadă adevărul. De ce nu înțelegeți? Nu dezbate. Ia vedeți că este un proces verbal de pusă în posesie domnul Gușiț acolo, domnul. Domnul să pune instanța hotărârii de aici. Domnul, haideți că poate nu v-ați uitat din ea. Ia spuneți dumneavoastră, dacă spune primarul domnul Gușiț că aceste copaci sunt spontane, dumneavoastră, sunteți cel mai deștept consilier din comuna de Bunești. Eu vă spun ce a spus instanța. Nu, uitați-vă acolo. Distanța. Eu vă întreb! Respectăm ce a spus. Domnule, dați-vă răspunsul dumneavoastră. Ca nu la cuvânt ce a spus. Ați atacat la instanță. Domnule, ce se mai atacă la distanță? Și atunci, de ce veniți la noi? Păi să mi se facă o nouă comisie, cum adică? Păi cum? Noi ce peste hotărâre? Domnule, facă nouă comisie că... Domnule, se bună asta, am încredat că n-aș citit tot. Ia uitați-vă și luați-vă la punctul de... Tot timpul de proprietate, le punem posesie, timpul de proprietate a Mătușcă, dispoziția dată de domnul primar al dumneavoastră și procesul verbal de pusă punere în posesie. Da, domnule, și cu aceste documente ați pierdut, ziceți. Păi de ce cauza pierdut, domnul dictatorul? Cedeți la acordonat comuna asta. Haideți, domnule, să fim serioși. Da. Am înțeles. Ce adică? Deci luam dreptul eu? Adică dumneavoastră s-ar conveni ca să pierzi? Dacă mai sunt persoane, să-mi domnule, stați puțin, altceva. Punctul 2. Doresc eu ca cetățean născut, am 53 de ani, să cer la comuna asta dacă domnul Gușiță ar mai trebui să stea ca consilier în primăria asta, că a stat 24 de ani și n-a făcut nimic. Eu am fost ales, domnule. N-ai fost ales, ai fost... Ai. Nu știu cum să spun. Știe toată lumea. Oricare dintre cei noștri nu. Domnul Gușiță a fost ales. Da. Domnul consilier Gușiță, da? E validat? Pintr-o hotărâre de judecător. Validat, dar pentru ce stă domnul Gușiță? Nu vă puneți întrebarea. Să încurce lucrările. Domnul Sârbu, stați puțin să discutăm. Domnul Gușiță stă pentru să controleze primăria. Să nu poată lăsa pe domnul Gârdiceanu să-și facă lucrările. Și ce-a promis la oameni. E, nu e așa. Păi cum să mai că dacă domnul Gușiță s-ar ține? Nu sunt apărătorul nimic. Domnul Sârbu, eu și mai mult vreți ca să... Ce proiecte, domnul Sârbu? Chestia asta, că nu vă dea subținut. Haideți, domnul Sârbu. De ce n-a făcut primarul Gușiță atâta ani când vrea să facă lucrul ăsta? Ați axat, 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 ați domnule primar, domnule viceprimar și domnul consilier. Am rugămintea la dumneavoastră, nu vă spun motivele, singurul lucru este că vreau să se ia tomberoanele de acolo din spatele cășii mele, pentru că aduc tot felul de oituri, de ce pot să zic, de tot felul de gunoaie. Nu aș vrea să se mute, nu e problema mea, aș vrea să se desfințeze, pentru că comuna asta dă foarte mulți bani pentru gunoiul ăsta menajer pe care oamenii își aruncă tot felul de gunoaie, nu neapărat peturi și ce mai aruncă ei. Aruncă gunoiul de la animale, de la vite. Domnul Dușor, trebuie să intervin, aveți dreptate, chiar am făcut o verificare și inclusiv am trimis și oamenii în teren în care au verificat tomberoanele respective. Într-adevăr, nu este posibil, de exemplu, am găsit chiar un tomberon să aducă bădegar, pământ de la... Dar astea pot să le arunci în capul locului sau să le arunci pe locul respectiv. Nu este ceva în care să... Sunt comune, precum, mă scuzați, precum Poenarul, care nu au așa ceva, nu au tomberoane din astea stradale. Au doar pe cele care ni s-au distribuit atunci prima dată și pe lângă ele au niște săpuți în care își pun sticle, în care își pun alea și vin și le ia mașinile. Nu e problema mea că dați foarte mulți bani la gunoaie. Problema este că oamenii nu sunt corecți. Și eu nu pot să mai suport și să tolerez mizeriile altora. Dacă lor nu le e rușine de mine, mie nu mi-e rușine de ei.
Așa că vreau să le luați cu orice preț de acolo. Nu mă interesează dacă le mutați sau dacă le desfințați. Dar vreau ca toți consilierii de aici, împreună cu domnul primar și viceprimar, să-i văd care sunt de acord și care nu sunt de acord. Și fără la domnul Petre. Nu putem. Trebuie să intereseze. Da, să vedem pe legalitate. Pe legalitate să vedem dacă ne putem discuta pe legalitate. Cât de putem sfința, cât de putem opri. Doamna secretară, poate să ne mai multe. Și problema următoare este că pe acolo chiar se aruncă tot felul de mizerii și de gunoaie pe ugașul ăla. Pe partea aia dinspre mine, în continuu, tai cu motocoasa iarba ca să nu mai arunce. Spre mine. În partea cealaltă, aruncă. Cum vin și aruncă. Cine nu crede, vreau să vină să se documenteze. Nu, are dreptate. Noi am făcut locul dumneavoastră, am făcut peste tot. Are dreptate. Da, dar trebuie remediat. Cum la unul din comună sau din satul nostru îi place să aibă curățenie în curte, în casă, pe lângă curte și să nu-i miroase absolut nimic, așa vreau și eu să fie la mine. Plus de asta m-au invadat șobolanii. Câinii îmi latră în continuu că vin alți câini din sat la tomberon. Deci nu pot să spun că nu pot să deschid geamul la bucătărie de... Nu numai de miros, de muște, de... Băi, tocmai de aceea vom încerca să găsim baza legală să vedem. Ori putem să desfințăm, ori să repoziționăm la altă parte. Vă rog frumos și vă mulțumesc din înainte. Domnul primar, să-i dați un răspuns, după ce constatați ce... Da, după ce verificăm pe care... Dacă vă ajută, pot să fac și o cerere la care să-mi dați număr și... Dumneavoastră știți mai bine, nu vreau să... Să încurc pe nima și să bag bețe luate nimănui. Casa din partea dreaptă e distanța foarte mică față și are și copii mici. Trebuie să luăm o măsură. Acolo astea am rămas, am tras două tractoare de mașină. Știu, aia știu. Dar știți că nu e vina nimănui de aici. Cei de la salubrizare ridică gunoiul o dată pe lună acolo. Avem o problemă doar cu mâna. Dar acolo la mine sunt oamenii foarte curați. Deci chiar deosebit de curați și aruncă tot ce au pe acolo pe curte. Înseamnă că nu ceilalți da. Deci de-aia vreau să... nu știu ce să fie. Eu am fost acolo la fața locului, am văzut și pe la Condoran, am văzut și pe lângă Condoran. Da. Da. Vă mulțumesc frumos. Da, și eu, ascultându-l pe domnul Brândușoiu, confirm că am fost de mai multe ori la fața locului, în prezența soției dânsului și, dacă mă înșel, și a dânsului. Da, și eu, da. Am și depistat anumite persoane care aruncau acolo, le-am dat un avertisment în sensul ăsta, că nu trebuie să arunce, ci din potrivă să-și utilizeze. E adevărat, aveau mai multe plastice și hârtie. Aici n-am putut să iau o măsură restrictivă. Dar am atras atenția că acolo se aruncă numai deșeurile reciclabile. Fiind vorba de plastic și hârtie, tocmai de-aia au fost construite platformele, de așa natură încât să nu se mai umple tot ogașul ăla de peturi și de plastice, iar pe de altă parte să poată oamenii să tranziteze către proprietăți pe acea bucățică de drum pe lângă apă, pentru că este o cale mai scurtă și mai eficientă pentru gospodari. Dar, vis-a-vis de ce spunea dânsul, pentru că e greu să înțeleagă cum aici e vorba de disciplină, de educație, de mai multe lucruri cu care plecăm în viață, că ne naștem în pielea goală toți. Dar ulterior, ne diferim prin învățătură, prin comportament, prin tot ceea ce învățăm de la viață. Și atunci, dacă lucrurile nu sunt așa cum ne dorim să fie perfecte și poate cu respect reciproc între vecini, aș ruga pe domnul primar și sunt convins că toți consilierii o să fie de acord și dânsul să fie de acord, să vină firma de salubrizare, chiar dacă se impune să mai adăugăm acolo ceva pentru servicii suplimentare, să se intervină cel puțin de 4 ori pe lună și totodată să existe o persoană care din când în când să mai dea cât un... Să mai treacă pe acolo. Ce spune că intervin, am auzit cu cei de la salubrizare și am zis că totuși să mai așteptăm o perioadă de 2-3 săptămâni. Așa ne-a promis cei de la județ, inclusiv cu domnul prefect am discutat, au zis că în 2-3 săptămâni ar fi gata cu groapa de gunoi la Trebujiu. Automat, scăzându-ne și prețul, nu mai dăm atâția bani, putem atunci să putem solicita să ne dice gunoi în fiecare săptămână.
Deci asta ar fi o problemă, că sper și dânsul să fie mulțumit. Nu, eu, mulțumirea mea mare este să se ia de acolo. De acord, numai că relocare. Dacă găsim o... Da, bineînțeles, relocare se găsește de... Deci să găsim o altă locație în care să fie domeniul public, să putem să relocăm. Și apoi, în relocare să nu se creeze o altă situație, cum știți că era anterior. Să arunce... Bunoaiele să se ducă tot acolo, fie cu roabele, fie cu alte mijloace, și tomberoane să fie mutate deja. Domnul Pușiță, atâta timp cât se mută tomberoanele de acolo, o să mă duc pe domnul primar să monteze și o cameră în care cine aruncă gunoaiele să fie sancționat corespunzător. Asta am spus și eu, să treacă cineva de acest și dacă este registrat să... Da. Deci, ca primă măsură ar trebui să le ia mai des, când se găsește o măsură de relocare. Nu? Nu, aș vrea cât mai curând să se găsească posibilitatea de relocare. Deci, suntem de acord cu asta, o să caute, o să găsească de o posibilitate în care, care să fie proprietate publică și poate să... Da. Să nu uităm cum o să vină căldura și acolo mai răzare să depozitează acolo și rămâne fișificate foarte rețetul să așa ne crezi mult mai mult acolo. Domnul primar, aceeași problemă cu tomberonul și la mine. Pus pe domeniul proprietate. Doresc să nu mai existe acolo. Nu ca să fie curățenie n-a fost niciodată. Deci, dacă nu, sincer vă spun, facem la mediu, vedem care e problema. Cred că ați văzut ce situație este acolo. Altcineva se mai scrie la domnul... Da, dacă eu am rămas voie... Domnul Vasile. Cu permisiunea dumneavoastră am și o problemă. Domnul primar, activitatea în primărie, conduceți dumneavoastră și cu doamna secretar. Haideți să punem la punct următoarea problemă. Domnul primar, fost primar Rușiță, este aici, dumneavoastră sunteți aici, noi consilierii suntem aici, vă rog să registrați dumneavoastră, dumneavoastră acolo. Se pune problema că pe registru agricol nu se mai găsesc în calculator, în baza de date, nimic s-a șters tot. Nu se mai găsesc caietele de măsurători. După care s-a făcut 15 ani, s-a muncit cu misia acolo și s-a făcut acele caiete de măsurători care, din câte am înțeles, nu se mai găsesc. Întâmpinăm foarte mari greutăți în anumite situații în care trebuie să se constituie la fața locului, da, domnule, ai titlul de proprietate. Aici am dreptul. Dumneavoastră vă rog să luați în serios treaba asta, dacă acele caiete sunt, să une sunt, dacă nu sunt, domnul primar confirmă că le-a lăsat aici, că am înțeles caietele, nu mai sunt bază de date șterse. Rezolvați problema sau dacă nu, eu fac o cerere, vă spun, trebuie să mergeți și mă la poliție să fac o verificare. Deci, eu vă spun că știm problema dumneavoastră, am discutat și cu colegii, am discutat și cu cei de la Comisia Locală. Încercăm să rezolvăm, pentru că acolo este o problemă între dumneavoastră și este și... Nu e vorba, nu! Nu asta e problema, nu! Există acolo... Să discută! Terenul în sine este... Eu altceva vă spun. Întrebarea e clară, domnul Ion. Domnul primar, dacă mai sunt caietele de măsurători în primărie și dacă baza de date șterse sau nu, atâta v-am întrebat. Unde sunt caietele? Corect. Asta e ce avem. Noi ne-a bine prezentăm. Ce avem? Că nu pot acum să spun că... Domnul primar, caietele de măsurători, domnul Gușiță, aici. Unde sunt? Deci unde noi sunt? Noi am putut să văd și-am găsit. La port. Eu vă dați seama că nu lucrează primarul cu... Păi nu lucrează, dar cineva lucrează. Astea sunt documente de arhivă. Da. Sunt documente vechi, sunt peste 25 de ani de când s-au făcut măsurătorile. O parte din ele au rămas la cei care au participat în comisii la timpul respectiv. Gen Cerneanu, Nisipeanu... Domnul primar, o parte a fost transpuse pe alte elemente de hârtie și au fost la compartimentul agricol. Compartimentul agricol, sigur că le-a materializat efectiv în titlul de proprietate, punerea în posesia cetățenilor, înlămurirea situației juridice a terenului. Până a plecat domnul inginer la cadastru, au fost toate aici, a fost acum, nu mai e. De fapt, nu e foarte greu și dumneavoastră... Deci primarul nu vă poate răspunde,
că nu lucrează. Păi nu-i vorba de nu zic că răspunde, să întrebe, unde sunt. Nu lucrează personal. Eu asta am întrebat. Doamna secretară are compartimentele în subordine, unde sunt Lili, doamna Lili acum a plecat, la cadastru acum a plecat. Dar n-au legătură măsurătorii, legătură au actele de proprietate. Deci, păi șantul de proprietate am stat domnul primar. În fața primarului, în fața președintului de comisie, în fața membrilor comisiei locale, cel care solicită ceva trebuie să vină cu acte, să facă o dovadă. Un început de dovadă. Bun. Apoi își iau o hotărâre pe care o duc mai departe comisiei județene. Comisia județeană își pune un punct de vedere, dacă poate validează, dacă nu poate, nu validează. Iar dacă nici acest lucru nu este mulțumitor pentru persoana respectivă, sigur că se recurge la instanța de judecată care validează un drept sau îl invalidează. Înțelegeți? Adică suntem un stat de drept și trebuie să urmărim toți pașii ăștia. Adică nu facem dreptatea singur pe niște hârtii măsurători. Măsurătorile au fost făcute de niște persoane cu adnotări. Ele nu au fost acte oficiale. Ale sunt niște adnotări. Pe spusele unora din teren. Adică să nu credeți că eu partinez pe cineva, eu sunt un om al dreptății, mă cunoaște. Da, și acum, de exemplu, așa teren, mergem în teren, avem o problemă, nu-i problemă, dar avem o problemă. Primăria ce face? Primăria are o comisie pe care o aduce la fața locului, analizează actele care există la bază deopotrivă cu recunoașterea vecinilor în zona respectivă. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.